Sunt Ionut Sorin Banciu, născut la Zârnești și educat într-o familie cu 5 membri. Mama mea a fost educatoare, iar tatăl meu a lucrat la secția de industrializare a lemnului din Zârnești. Am făcut școala generală la Zârnești, am făcut liceul la Brașov, am urmat facultate și master și de curând, la începutul acestui an, am hotărât să vin la Zârnești, să candidez pentru funcția de primar al orașului Zârnești. Am fost inspirat de cum s-au dezvoltat orașe mai mici din regiune. Am văzut cum orașul meu s-a izolat de în cadrul regiunii de alte orașe. Am văzut că Zârneștiul pare să fie un oraș fără viziune și fără un plan bine definit despre unde vrea să ajungă. Am văzut că s-au pierdut locuri de muncă într-o perioadă în care acest lucru n-ar fi trebuit să se întâmple. Am văzut cum turismul nu s-a dezvoltat cum ar fi trebuit să se dezvolte. Am văzut o administrație fără coerență, incapabilă să pună în valoare această zonă minunată. Suntem într-un oraș care merită pus pe harta Europei. Avem șansa să aducem dezvoltare la Zârnești, putem crea locuri de muncă, putem sprijini dezvoltare de afaceri locale, putem face foarte multe împreună. Îmi doresc să am alături de mine o echipă foarte puternică prin care să aducem proiecte. Proiecte europene, proiecte din fonduri naționale, proiecte care să creeze bunăstare, care să aducă tinerii înapoi la Zârnești, în care zârneștenii să stea aproape de familie. Îmi doresc un oraș în care să vrei să rămâi, atât ca cetățean cât și ca turist. Îmi doresc un oraș puternic, prosper, în care oamenii să fie sănătoși, fericiți și în care să-și crească copiii în armonie. Vă invit alături de mine și vă promit că sub administrația mea Zârneștiul va deveni un oraș cu care să ne putem mândri.